autoritățile renunță la impozitarea bacșișului, însă numai după ce ordonanța care reglementează acest aspect va fi modificată în Parlament. Cel mai târziu, la 1 iunie, a anunțat vineri ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Am avut o discuție cu toți cei care reprezintă piața serviciilor hoteliere, restaurante, companii de taximetrie vis-a-vis de bacșiș. Această idee a plecat de la o solicitare a celor din piață încă din 2012, an de când acest lucru s-a dorit pentru a soluționa acea situație în care controlul venea și identifica în casele de marcat sume suplimentare față de încasările oficiale. Acesta a fost motivul pentru care a fost reglementat bacșișul. Azi am decis împreună, în urma unor discuții foarte constructive, că acest lucru ar trebui scos din ordonanța care reglementează bacșișul pentru a evita situațiile neplăcute în aplicarea acestuia, pentru că nu poți reglementa toate situațiile care se întâlnesc zi de zi. A fost o decizie comună, a fost o solicitare din partea dânșilor de a scoate acest bacșiș din prevederea legală. Este scos definitiv, a subliniat Teodorovici. Economiștii sălăjeni cred că măsura este normală pentru că aplicarea este mult prea complicată. Explicații în acest sens ne oferă economistul Alexandru Tamba. Deci, practic, este o încercare de evitare a birocrației. Deci nu este vorba de a evita plata unor impozite și taxe, însă birocrația este enormă, lucruri despre care am mai vorbit împreună. Și atunci, pentru a evita aceste lucruri în care efortul este mult mai mare decât rezultatele pe care le obține, au găsit această metodă pentru a evita primirea acestor bacșișuri și după aceea ceea ce urmează, adică o birocrație extremă. Cred că ceea ce fac este legal, nu primesc bacșiș, pot să refuz bacșișul, nu este niciun fel de problemă. Sigur că este legal, însă asta înseamnă niște venituri mai mici pentru personalul localului respectiv, ceea ce înseamnă consum la nivel de societate mai mic, ceea ce nu cred că era de dorit. Însă impozitul rămâne în vigoare până ce Parlamentul va modifica ordonanța guvernului. Cel târziu, 1 iunie 2015, a atras atenția ministrul finanțelor.